Au rămas mai puțin de 2 luni până la alegerile locale din 9 iunie. La urne se va decide pe mâinile cui va fi lăsat municipiul Deva pentru următorii 4 ani. Opțiunile trebuie cântărite cu atenție, pentru că de rezultatul votului depinde viitorul comunității din reședința de județ. Se pare că și unii liberali din Deva au ajuns la concluzia că Deva are nevoie de o schimbare și de un primar care să răspundă nevoilor și așteptărilor lor. 5 membri ai organizației municipale PNL Deva au trecut la PSD și au anunțat că îl susțin pentru funcția de primar pe social-democratul Lucian Rus. La Deva, cele 2 candidaturi principale, cea a primarului în funcție, liberalul Florin Oancea, și cea a contracandidatului său, social-democratul Lucian Rus, aduc în prim plan, pe lângă problemele comunității, inclusiv tendința de schimbare pe care și-o doresc liberalii. După plecarea primarilor PNL din Pui, Crișcior, Ilia, Vața de Jos, Cerbăl și Petroșani la PSD, iată că nici Deva nu este departe de o ruptură majoră. 5 membri ai organizației municipale PNL Deva, condusă de primarul Florin Oancea, au părăsit partidul și au trecut la PSD, anunțându-și pe rețelele de socializare susținerea pentru Lucian Rus, candidatul PSD la funcția de primar al Devei. Ieri, la un post de televiziune local, Florin Oancea a declarat că cei 5 care au plecat din PNL Deva sunt doar niște soldați, adică nu sunt importanți pentru partid, deci pierderea nu este mare. Oare primarul, strategul principal al Devei liberale, nu știe că în războiul electoral armata cu care pornește la luptă este formată din soldați și că soldații sunt cei care câștigă sau pierd lupta? Să fie doar începutul scufundării corabiei liberale aflată în derivă de mai mulți ani?